aveți. Și curent nu costă ce spate. Nu vă nimic, cu tot. Eu am dormit în casă și femeia a auzit niște bubuituri și pe când ești afară ardea tot grajdul cu tântul. No? Eu am venit repede, m-am trezit, am intrat în grajd și am scos calafală. În timpul ăla s-a îmburdat pe mine de mama arstăt. No, am sunat la pompier, la poliție, au venit numai după un ceas și ceva, două. De atunci nu mai vine nimeni nimic. Calul era legat în grajd? Da, era legat în grajd. Și calul iars? Da, și calul iars. Și cățaua. Și cățaua, că am avut un cățel. Da, calul iars tare? Da, pe cap, pe spate, pe picioare. Ai sunat la veterinar să vină la ea? Am sunat de 3 ori. O răspuns odată și a doua oră nu mi-a răspuns deloc, nici a 3 ori. Dar de ce? El a mai fost la cal înainte, când era... O mai fost, da, o mai fost. Și acum ce te zici? De ce nu a venit? O zic că lasă că-i vini. Și nu mai a venit. Dar de la ce ar fi luat foc? Păi, o pus cineva. Pompierii ce-o zis? Păi că o pus cineva, așa o zis și pompierii. Da, aveai dușman, te-a amenințat cineva? Da, da, am avut aici în sata. Ai primit amenințări? Da, și mi-a zis că de când mă prinde, mă bate sau îți dau foc la casă, vedeai tu că îți dau tot, îți dau foc la casă, te țâp de aici și de astea. Și poliția ce zice? Le-ai zis la polițiști asta, nu? Ba, le-am zis și am dat și declarații și tot. O zis că a vedea ei că cum a rezolvat. Au venit, au făcut cercetare la fața locului să vadă cine... Au venit, ne-au luat declarații de la noi, de la ăsta, dar la el nu a venit nimeni nimic. Numai de la noi au luat. Și ăsta care crezi că a dat foc stă aici în apropiere? Da, aici, a 5-a, 6-a casă. Și sunt ceva indicii, ceva urme că el ar fi... Da, da, sunt aici, aici încolo sunt urme cum are de cizmă. Și chiar acolo pe capăt, tot urmele lui, tot aceleași urme. Tu astăzi te-ai întâlnit cu el? Ai vorbit cu el? M-am întâlnit, dar nu am vorbit cu el. Nici el nu a vorbit cu mine deloc. Focul a fost mare? Băi, de vreo 30 de metri. Am avut fân, no, toate lucruri, drujba, tot am avut acolo. Tu cum te-ai ars? O venit păreță pe mine, că m-am băgat după cal. Și am ținut mâna, am băgat mâna așa și o venit pe mine să-mi salvez munca mea. Ce face acum cu calul dacă nu vine veterinarul? Păi, moare, că știu că moare, aici știu că moare. Hai, mă, hai, 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 hai. Ars. Ce să fie, doctor, mă? Hop, 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 hop. Hai, hop, 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 hop. Hai, hai. Bo, 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 bo. Hai, hai. Hai, hai. Călă sunat azi pe veterinar și nu a venit? Nu, nu. Nu a venit. A răspuns odată și după aia nu mai... Răspund la telefon. Nu mai răspund la telefon. Hai, bă, hai aici. Hai la tatăl, ha. Hai, mă, ha. Hai, bă, ha. Luăm pulsul orașului. Oriunde se întâmplă. De la noi afli primul. Dejanul.ro. Suntem deja acolo. Deja acolo. Dejanul.ro.